Dumnezeu ne-a făcut o făgătuință. Psalmistul David spune atât de frumos că nu m-a lăsat Dumnezeu pe cel cu Dios al său să vadă stricăciune, să vadă moarte. De aceea, teologic vorbind, credința este o valoare. Este o valoare pentru că nu are oricine. Mulți sunt filozofi, mulți se îndoiesc de existența lui Dumnezeu și de existența Sfinților și mulți sunt indiferenți de lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Noi astăzi ajungem aici la Moreaza, aniversarea de Sfântul Evangheliei dumneavoastră, este mai plină de doar 5 ani, se împlinește când Dumnezeu a gândit ca Sfântul să alcătuiască parohia Sfântului Ilie de Sfântul. Și îi spuneam Părintele lui Ioan, în cei 5 ani, o singură dată a fost ziua dumneavoastră. Sunteți cam favorizați, știți? De fiecare dată am venit aici la Tram și pe motivul că am fost invitat, s-a insistat să vină unul dintre ierarhii Episcopiei și totodată, fără nicio părvinire, prețuire pentru Părintele Ioan, pentru că întotdeauna Părintele Ioan a răspuns la orice eveniment sau la orice lucru pe care l-am solicitat. A fost solidar și vreau să-i mulțumesc că a venit întotdeauna și la Tramul Mănăstirii, la Croine și de fapt, două de ani, și la Tramul. Și a venit Părintele cu doamna Părintele și cu alții din Cușoară, care au fi nevoit să vină la Tram, pentru că simt poze. Le-am spus celor care au venit la Tram, am să răspund și eu la fel la Tramurile voastre sau la evenimentele voastre din parohie. De aceea m-am făcut aici cu binecuvântarea pe Dumnezeu, care vă transmite tuturor din mine binecuvântări și felicitări pentru aniversarea dumneavoastră și să dea Dumnezeu mulți, mulți ani și de acum încolo, parohiei Sfântului Ilie, ocrotirea Sfinților, ocrotirea și binecuvântarea și mijlocirea Sfântului Ilie de Sfinteamă. Mă întrebăsunați de cineva zilele trecute că preasfințite să facem colivă la pomenirea Sfântului Ilie. Și am spus nu. Pentru că Sfântul Ilie n-a murit. El a fost înălțat ce colima se face pentru cei trecuți în veșnicie și pentru Sfinții care au murit natural, ca și noi. Au plecat din lume de lumea aceasta. Noi îl acceptăm pe Sfântul Ilie, la Catistul. Biserica a văzut